Sincer, folosesc acest program de aproape 3 ani de zile și nu reușesc să înțeleg toate subtilitățile sau uit să-i fac toate, ca să spun așa, setările de rigoare. Site-ul meu nu acceptă decât videouri de maxim 100, dar în format doar MP4. Și de-aia am zis să nu împart în mai multe segmente acest video, să nu muncesc după, dar uitai să îl setez pentru MP4 și el îmi înregistră în MKV. Deci, tot degeaba. Bun, haide să revenim la partide. Deci, am să vă arăt în continuare Alireza Firuja ale Bonaronian, o partidă foarte, foarte frumoasă de atac a tânărului Alireza. Partida începe într-un mod foarte normal, ca să spun așa. E4, E5, cal pe 3, cal C6, nebun C4, nebun C5, pion de 3, cal pe 6, H3, rocadă și aici cal C3. Ca să spun așa, un sistem mai puțin văzut la mari maestri, văzut mai mult la jucătorii de club, ca să spun așa, în care se pune accent pe dezvoltarea figurilor rușare. De obicei, un mare maestru aici joacă C3 pentru a pune după rocadă și eventual mai devreme sau mai târziu să joace D4, ceea ce ar duce la un joc o piano. Deci cal C3, cal A5, o secvență acum de mutări destul de ciudată, A3, calea pe C4, deia pe C4, D6, nebun G5. Cu amenințarea destul de brutală cal D5. Să încerce să profite de această legare de cal H6, nebune 6, pentru a opri la cal de 5 să bată, pur și simplu. Stream element reveni pentru a doua oară aici. Damă de 3 și apără pionul din C4. H6, nebun H4 și aici nu știu ce-o fi fost în mintea lui Aronian, care joacă foarte îndrăznesc G5. Aici există cam două posibilități. Ori te retragi cu nebun aici, îl faci chiftea pentru multă bucată de timp. Mi-aduc aminte chiar de o partidă a lui Capablanca la negru, care tot așa a împins foarte îndrăzneț și după ce Windsor și-a retras, nebun aici a devenit toată partida, pentru tot restul partidei, un pion mare și gras. Sau joci ce joacă Firuj aici, foarte îndrăznesc, dar foarte corect și logic, calea pe G5, care de fapt îl aduce pe alb clar în avantaj datorită acestei legări. HG5, damă G, înnebunea pe G5, rege G7, și practic negru are un cal pentru multă vreme legat aici. F4, o mutare teribilă care, așa cum vedem aici, amenință atât F5 urmat de cal D5 și ți-au gătut cu albul, evident, cât și damă G3. Acest rege este cu păturică spart. Deci, practic, cu un mic sacrificiu, Firuja obține un atac prelungit. De ce zic mic? Pentru că a dat o figură pe doi pioni. Trebuie să bați. Amenințarea F5 este teribilă pentru negru.
Pascal E2. Asta este, ca să spun așa, școala tinereții, cum s-ar spune. Cal E2 vrea să joace precis cal pe 4 și cal H5, șah și bye-bye, figură. C6, B4, nebune 3. Într-un fel este de admirat și modul cum se apără aici Aronian la acest atac foarte, foarte răutăcios al albului. Turn F1. Îmi deschid și coloana F. Rege G6. Efectiv, îți atac chipurile acest nebun. Calculatorul aici preferă nebun H4, zicând că albul intră în avantaj clar, dacă nu decisiv, după această mutare, dar și mutarea lui Alireza este la fel de bună. Pion H4, deci își apără acest nebun și practic îl întreabă pe negru: ce, doamne, iată-mă, cauți cu acel rege acolo, pentru că acum îți voi juca pion E5 șah prin descoperire și zbor calul și cedez. Și disperat aici, dacă stăm să ne uităm la poziția asta, este catastrofă curată pentru negru, pentru că l-au, adică eu amenin și calea pe F4, șah, nebun F4, turn F4 și bye-bye cal din F6. Și atunci Aronian zice: hai să-ți dau figura înapoi să caut contrajoc. Nebunea pe C4. Și după dama ia pe C4, D5. Încercând să profite de faptul că l-au, adică albul încă nu și-a făcut rocadă. Evident că acum nu mai poți să joci decât, nu mai poți să faci decât rocada mare. Și acum este într-un fel destul de plăcut pentru Aronian, dacă firuja ar fi bătut, dacă firuja bate acest pion, pentru că după dama de 5 intră în final. Da? Deci ți-am dat figura înapoi, dar intră în final. Zic eu, cu bune șanse. Deci e dama atacată, să zicem dama de 5, cal de 5, a dispărut totul pentru tine cu piese albe. Evident că firuja nu este de acord și retrage dama un pas la B3, turn 8. Asta, deci până în acest moment, să vedeți ce înseamnă calculatorul. Calculatorul zice că albul stă într-adevăr mai bine, dar negru are șansele lui după o continuare ca dama de 6, de exemplu, să iasă practic de pe această legătură răutăcioasă, da? Și calculatorul consideră această poziție ca fiind mai bună pentru alb, dar negru încă o dată are șansele lui de supraviețuire. Turn 8 este considerat de către calculator ca o gravă greșeală care pierde imediat partida pentru negru. Nebunea pe F4, evident că pe urmă vreau să bat la F4 cu căluțul, să dau un șah. După nebunea pe F4, calea pe F4 cu șah, rege H7, evident că albul n-a mutat din rege, poate să facă rocadă, să rămână. Și dacă ne uităm la cei doi regi, este foarte, foarte de înțeles de ce această poziție practic se prăbușește rapid pentru negru. El bate în E4 cu acest cal. Adevărul este că dacă bați cu turnul, e și mai grav pentru tine, pentru că urmează cal H3. Și ai atât calul din F6 atacat, dar mai ales acest cal G5 șah. Îți strică toate ploile, ca să spun așa.
De aceea Aronian încearcă să tulbure apele și bate cu acest cal, calea pe patru. Aici însă se întâmplă un lucru pentru că Aronian fiind în poziție încă o dată foarte slabă, el complică lucrurile cu acest calea pe 4, își deschide și diagonala damei. Evident că nu poate să bată acum că îi pierde dama imediat, dar mai târziu eventual. Și aici firușa ratează un câștig foarte, foarte frumos și face o mutare greșită care îi dă șansa lui Aronian la o adică să o scoată la capăt cu această partidă. Deci albul câștigă instantaneu aici cu acest cal de 5. Și după ce de 5 turnea pe F7, când joci rege G6, urmează bombă. Turnea pe D5. Și știm plop. După damă ia pe H4, damă pe 3, te poți ridica. Evident că nu poți să bați aici pentru că ți-aș bate la 2 cu 7. Astfel de poziții sunt imposibil de susținut și de rezistat în ele, însă firușa nu vede acest calea pe D5, deși avea ceva timp la gândire și joacă aici cale 2. Dar Aronian se revanșează imediat și își retrage calul și din nou albul este câștigat. Era foarte simpatic pentru că eu recunosc, când te uiți la astfel de partide, pe moment nu înțelegi absolut nimic, mai ales acest cal de 6.000 mi se pare o mutare excelentă, mă retrag cu acest cal, îmi apăr pionul pe 7, sunt tătic, dar calculatorul zice și pe bună dreptate, așa cum au arătat și continuarea acestei partide, că de fapt turne 7 ar fi dus aici la egalarea poziției pentru negru. Deci, încă o dată, Aronia se revanșează imediat și joacă aici cal de 6 și atât îi trebuie puștanului, damă de 3 șah, damă de 4 șah, cal G3. Efectiv, aici îți dai seama de la distanță că acel rege nu are cum să reziste unui atac susținut de piese albe. Damă B6, hai să schimbăm damele. Că să nu. Damă D3, rege G8, cal F5. Calul ăsta din D6 la o, adică trebuie înlăturat din apărarea regelui. Și odată el înlăturat, rămân doar piese grele pe tablă. Piesele grele ale negrului sunt la mama naibii, iau-te-l. Și asta, în Siberia. Pe când piesele albe sunt foarte, foarte aproape de regele negru, care nu mai are nici păturică în față. Calea pe F5, dama ia pe F5, evident amenințând dama F7, dama E3 șah, rege B1, dama E6, ia uite cum mă apăr, zice Aronian, dama F2, A5, contrajoc cu disperare. Dar nu trebuie să ne lăsăm în niciun caz, ca să spun așa, sustrași de la principala noastră țintă, adică acest rege, turn D3. AB4, turn G3, șah. Pleacă-mă din apărarea acestui pion. Rege F8, nu plec. Turn F3. Stai că pleci tu. Rege G8. Practic aici la turne 7, ca să spun așa, după damă de 4, ridici steagul. Pentru că amenințarea damă H8, nu o poți para cu damă E5 pentru că urmează turnea pe F7. Cred că n-ai decât damă G6 aici. Dar tot H5... damă H7, dacă bați acel pion imediat îți iau cu și mai mari consecințe grave. Turn H8 este
terminat turnul din A8 este neapărat. Deci, încă o dată, dama H7, tot nu văd cum reziste aici. Bun, deci aici aronia în jaca rege G8, însă partida se termină rapid pentru că am 3 bătăi aici. Bat, turnea pe A3, șah și după turnea, rege H7, turn pe 8, dama pe 8, rege H7, turn pe 7, din nou cedez, da? Pentru că trebuie să dai dama pe turn, iar la rege H7 urmează simplu șah, ups. Și aici aronian cedează, de ce cedează? Pentru că varianta este foarte evidentă, el pierde un turn în varianta asta. Dama ia pe F7, turn ia pe F7 și H5. Deflecție de rege. Deci nu-ți bat direct ca să-mi bat și tu turnul, îți dau întâi un șah, urmă îți iau turnul și te bat. Prima partidă decisă din această rundă pe care v-am arătat-o, dar a fost și prima în ordinea executării pe tablă. Deci aronian a pierdut, primul a fost cel care a pierdut partida în această rundă. Următoarea partidă pe mine m-a impresionat profund, mult mai profund decât pierderea lui Magnus Carlsen, pentru că aia este o nebunie. O arăt pe ultima, ca să spun așa. Dar această partidă dintre Wesley So și Fabiano Caruana este plină de originalitate și de joc foarte sigur al lui Wesley So împotriva unui adversar care se aruncă pe el disperat. Deci se joacă o rusă în care Wesley So adoptă o variantă pe care eu sincer n-am văzut-o jucată. Deci nebun de 3. Aici am văzut D4, continuarea normală, cea recomandată de teorie, sau cea care este la mod azi, calce 3. Nu? Nebun de 3, eu n-am mai văzut-o jucată. Și s-o joci împotriva unui specialist în rusă, pentru că domnul Caruana chiar este specialist în apărarea rusă, el folosind această deschidere mult și în meciul pentru titlul mondial. Calfe 6, rocadă, nebune 7, H3, cu minte. Evitor ce fel de nebun G4 cu legare, rocadă, C3, vreau să-mi ascund nebunul la C2 și să dau drumul la D4. Deci un plan foarte original și logic. D5, nebun C2, nebun D6, D4, H6, turne 1, turne 8, turne 8, dame 8, ce poziție e asta, seac. Nebune 3, să vedeți cum se schimbă în câteva mutări. Cal C6, cal D2, cal E7 și acolo o primă mutare care mi-e place. Evident că acel cal vrea să aterizeze la F5 sau să susțină nebunul din C8 să joace nebun F5, nu? Uitați ce mutare face albă și cal H4. Ține sub observație atât câmpul G6 cât și F5. Și ca să scap de acel cal care teoretic este o rușine pentru alb, că e pe margine, dar practic este foarte, foarte enervant pentru negru, Caruana decide să își împingă păturica în față, slăbindu-și siguranța regelui. G5. Păi să lăsă o zi, zice, bine, hai. Cal F3 înapoi, cal F5. Cal F1, nebun D7. Nebun D3. Uitați ce manevre din astea foarte, foarte subtile. Deci își deschide diagonala de 1 a 4 pentru ca acea damă să iasă afară. Pion C6, damă B3. Și dintr-o dată te pomenești că atacarea acestui pion din B7 începe să spună probleme.
de genul, dacă nu-ți place să-l împingi în față, că încep să slăbești structura, dar nici să-l apere așa nu poți, nu? De aceea aici caroana îi joacă aici cale 4. Zice, bine, bate tu acolo că să joc turn B8 și pe urmă turn ea pe B2. Turn E1, nu mă grăbesc, că mi-aduc toate piesele la joc. Calea pe E3, calea pe E3 și acum din nou rămâne problema acestui pion. Nebune 6. Și Fabiano Caruana aici se decide să-l lase neapărat. Dar încă o dată, ce se întâmplă la acest tur B8? Urmează sacrificiul ăsta. Ups. Și să zicem, după ce D5, dama ia pe D5, calul ăsta e atacat de 3 ori. Nu este apărat decât o dată. Trebuie să joci nebun C6. Să nu uităm că și nebunul din D6 este apărat de acest cal. Deci după nebun C6, damă F5, din nou ai problema calului din E4, pe care dacă îl pierzi rămâi pur și simplu cu o groază de, adică doi pioni în minus. Și după nebun D7 îți bat și ai rămas cu doi pioni în minus. De aceea, încă o dată aici, caroana nu acceptă această apărare pasivă care și joacă nebună 6. Bine, ia pion. Și Wesley Sowell, damă ia pe B7. Acum însă este de neînțeles ce se întâmplă în mintea negrului, pentru că aici, practic, deși chipurile ai da un pion după acest turn B8, intri și tu, Doamne iartă-mă, la B2. Uite, calculatorul nici zice că ar fi bine să joci dama 7, dar de ce nu e bine? Ah, că ți le iau pe ăsta, cu turna 8. Da. Nu, dama asta chiar are o poziție foarte haioasă aici și nu prea e sigură deloc. Deci după dama 6, F5, turne 2, așa s-a jucat, scuze. Deci încă o dată, damă B7, turn B8, dama 6 și în loc să bată la B2, joacă F5. De asta spun că nu știu ce se întâmplă în capul negrului, care dorește să aibă atac pentru pionul ăla dat, nu dorește să-l ia înapoi, el vrea să aibă atac și să atace regele alb cu propria păturică. Turne 2, Wesley Sowell zice, nu ți-l mai dau. Dama de 7, dama 4, trebuie să vin repede și cu dama înapoi, pentru că într-adevăr se apropie norii negri de regele meu. Ghep, nebun pe 4, dama C2, H5. Vedem aici o avalanșă de pioni negri care se aruncă pe regele alb. Dar asta e o mare, ca să spun așa, o mare calitate a lui Wesley Sowell. Tot timpul el observă, ca să spun așa, pericolul. De fapt aici nici nu e prea greu să îți dai seama că negru se aruncă pe tine. Dar are proprietatea asta de a-și găsi, ca să spun așa, metode de a calma lucrurile. Deci joacă întâi G3 și după G4 vedem caroana se duce pe el pur și simplu călare. HG4, HG4, nebunia pe E4. Uitați ce ușor și simplu rezolvă Wesley Sowell problema dispărând principalele piese de atac ale negrului. În primul rând calul acesta. Deci acum dacă bați aici, evident că îți bag cu nebunul înapoi. Deci nebune 4, feie 4 și acum calul acesta vine în centru. Bye, bye, atac negru.
Nebunea pe E5, Deia pe E5, Dama C7, le iau la țintă, bine, ia mi-l pe la cățeau și eu pionul din C6, Dama 4, C5, Turn D2. Uluitor cum găsește alba aici tot timpul cele mai bune mutări, adică mutările de calculator. Turn D8, Cal G2, se îndreaptă spre F4, Nebun F7, Dama B5, D4. Din nou, chipurile negru pentru acel pion își face acum un pion liber pe coloana de E6. Din nou, mutare de calculator, superb. Nebunia pe E6 și acum cheia pe D4. Și se vede clar scopul acelei mutări E5-E6. Deci ți-am dat pionul ca să mă eliberez linia 5-a pentru damă. Deci în momentul când vei bate cu pionul, îți dau un șah la G5 și încep să chiță-i ca șoricelul. Damă B6, calculatorul zice că e unica mutare pentru negru ca să încerce să reziste aici. Damă E2 și acum, după acest damă E2, care din nou merită pur și simplu un semn de exclamare, vedem cât de nesigur este regele negru față de celălalt. Turnea pe D4, turnea pe D4, cheia pe D4, hai să luăm E4 pionul, dama ia pe E4. Nebunea pe A2, dama ia pe G4 șah. Deși au mai rămas doar două piese de atac pentru alb, regele ăsta tot în copac se simte. Rege F8, damă F3, șah, 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 șah. Nebun F7, amenințam și dama A3, oricum joacă dama A3 aici cu șah. Rege E8, dama A4, rege D8, dama A3. Vedem și o tehnică deosebită de a câștiga timp acum pentru Wesley Sow, care își dă seama, având un timp relativ redus de gândire, mai face rost de câteva, în speță 15 secunde de mutare, face rost de câteva mutări, având grijă să nu repete poziția de 3 ori. Rege 8 la fel, Cal H4, hai să vină și domnul Cal la F5. Nebun D5, Cal F5. Vai ce ți-aș da mat la E7. Damă C7, G4, stă foarte bine acolo. Rege F7, F3. Îmi fac și un fel de cazemată la regele meu. Totul e apărat. A5, caroana joacă până la capăt și încearcă să tragă cu dinții de partida asta. Rege G2, am jucat F3 ca să închid diagonala acestui nebun. Vedeți, toate, orice mutare a albului în această partidă a avut un scop precis, clar și foarte bun. Dama E5, rege H3, dama E2, ameniți dama pe 3, F4, stai cu minte. Dacă vrei să schimbi damele, schimbă-le când te bat imediat, îți bor pionul din D4, bye bye. D3, caroana zice, păi stai un pic, am un pion liber. Da, ai un pion liber, dar un rege în ploaie și poți să te dau mat și cu doar două piese. Dama D6. Trebuie să fugi cu nebuna la nebun P3, fugi activ, șah, șah, din nou o metodă de a câștiga timp, șah, și acum vine bomba, Cal H6. În acest moment calculatorul zice că albul este complet câștigat, dar este în continuare impresionant cum albul găsește niște mutări, ca să spun așa, unice în câștigarea partidului. Pentru că una e să ai o poziție câștigată în care să ai 5 variante de câștig, deci la toate calculatorul să dea plus și minus, și alta e să ai o poziție în care calculatorul îți dă o singură variantă de câștig și îți mai dă și alte 4 variante în care cel din fața lui scoate remiză. Deci
Să nu uităm în continuare la sfârșitul acestei partide. Nebun G2 șah, rege G3. Damă F3, rege H4. Ah, nu e... No, it's not my game. It's Wesley So versus Fabiano Caruana. Yesterday. Damă F2, rege G5. Damă C5, cal F5, se strânge lațul. Nebun D5, din nou o variantă ca să câștigăm ceva timp. Aici chiar a existat puțin conflict între cei doi jucători, Caruana pretinzând că poziția s-a repetat de 3 ori, dar Wesley So a arătat că nu este adevărat și Caruana a mai pierdut și ceva timp de gândire, pentru că el reclamase cal D6, șah, rege G7, damă E7, șah, rege G8, și mutarea asta pune capac la toată partida asta. Seamănă într-un fel cu aduce aminte mai mult, pot spune, de o partidă a lui Nigel Short, în care el își folosește regele pentru atac. Foarte, foarte asemănătoare. Rege H6. Și aici Caruana cedează săracul, pentru că n-are ce să-i facă la acel mat care vine la G7. Impresionant. Impresionant. Partida asta. Încă o dată, mult mai impresionantă, după părerea mea, decât următoarea partidă care vă arăt în finalul acestei lecții, care m-a și supărat un pic, pentru că favoritul meu este Magnus Carlsen din toate punctele de vedere. Sunt la o parte că cel mai bun și normal poți să spui că mare lucru să ții cu cel mai bun. Nu, e modul lui de a ca să spun, de a juca șah și de a trata șahul ca artă. Deci Magnus Carlsen, Hans Niemann. Asta a fost surpriza marea surpriză a rundei de ieri, pentru că aici Magnus Carlsen, deși joacă cu albul, ia bătaie. Acest jucător, Hans Niemann, este un tânăr, din punctul meu de vedere, de 19 ani, dacă e născut în 2003, și are o gură, Doamne iartă-mă, și este așa de încrezut și de copil răsfățat, aș putea spune. Luase o bătaie cruntă de la Magnus Carlsen în turneul de la Miami, unde Hans Niemann a jucat execrabil, putem spune, din n-a scos niciun punct acolo. Dar aici uite că șahul clasic este altceva pentru puștanul ăsta, care trebuie să recunoaștem este talentat, într-adevăr. Dar să trec la partidă. D4, cal P6, C4, E6, cal C3, nebun B4, Nimzowitsch, G3. Aici, încă o dată, albul are o groază de continuări. Cal F3, damă C2, pion E3, varianta Rubinstein, pion A3, atacul Sami și chiar și pion F3. G3 este o variantă jucabilă, evident, dar mai puțin utilizată de către alb în Nimzowitsch. Să Magnus Carlsen n-are chef să ducă duel teoretic cu Hans Niemann. Rocadă, nebun G2, D5, o înaintare sănătoasă, A3. Mutarea asta este puțin de neînțeles pentru mine. Normal trebuie să joci cal P3 aici și după DC4 să faci rocadă. Și dacă joacă cel din fața ta C5, atunci, da, A3 are un rost. Dar direct, mă rog, dar eu nu sunt mare teoretician,
Deci încă o dată, nebun G2, D5, A3 direct, nebun C3, BC3, DC4, Calf3, C5, rocadă mică, CD4, damă ia pe D4, pentru că vreau să-mi recuperez pionul sau să ajung într-un final mult mai bun. Evident că dacă bați cu dama aici, eu nu-ți bat cu pionul, îți bat cu calul. Calul ăsta nu mai poate ieși. Când o ieși aici, pot să am la dispoziție atât turn B1 cât și cal B5. Poziția asta pentru pionul minus este favorabilă albului, zic eu. De aceea nimeni joacă, zice, dacă vrei să schimbi, schimbă tu, cal C6, nu, Magnus zice, mi-au pionul înapoi, dar aici nimeni cu acest pion de la E6 la E5 egalează practic poziția. Urmează nebun G5, H6, pui întrebare, turn de FD1, mutare intermediară și în acest moment se vede că nimeni nu este, ca să spun așa, și în formă. Pentru că face o mutare bună care menține echilibru pe tablă, ba chiar poziția începe încet încet să fie puțin în favoarea lui. Nebun E6. Turnea pe D8, nebunea pe C4, turnea pe A8, turnea pe A8, nebunea pe F6, G-a pe F6 și te întreb cum, Doamne iartă-mă, nu-l bate Magnus Carlsen aici în acest final. Magnus Carlsen l-a adică fiind renumit pentru faptul că este cel mai tare jucător de finaluri din lume. Păi da, dar are niște tempouri în minus care îl costă și intră într-o poziție destul de dificilă. În primul rând, acest pion de la E2 este neapărat, deci joacă rege pe una aducându-și regele în centru, dar Hans Niemann profită imediat și joacă turn de 8. Rege 1, ca să joc turn de 1, să contrabalanceze activitatea acestui turn. Și acum începe, ca să spun așa, din partea negrului, atacul asupra acestor două slăbiciuni, C3 și A3, cal A5. Și după turn de 1, de exemplu, Peter Zwidler aici se gândea, cum, Doamne iartă-mă, îți mai aperi tu pionul din A3, de exemplu, după, să zicem, turn de 1, rege de 1 și nebun de 5. Pentru că te invadează acest cal și până la urmă pionul ăsta din A3 cade. A4, cal B6. Calul ăsta dacă mută schimb nebunul, dar adevărul este că n-ai cum să-l bați pe alb într-un astfel de final, chit că ai luat chiar un pion în plus. Ai pion dublu aici. De aceea Hans Niemann joacă foarte bine și inspirat turn C8, evită schimbul turnurilor. Și după cal de 2, nebune 6, Magnus Carlsen, care nu-i place să fie un jucător ce se apără pasiv, îi dă un pion numai pe ideea de a intra eventual la D7 cu turn și împinge C4. Nebunea pe C4, calea pe C4, evident, dacă bați cu calul, îți bat în B7, am restabilit echilibru, turnea pe C4. Șah, rege G7 și nebun D5. Poziția asta este considerată de către calculator ca fiind puțin, dar puțin mai bună pentru negru, care are un pion în plus și cu acest turn C7 își asigură, ca să spun așa, controlul linia 7. Pentru că dacă duci după acest nebun de 5, duci ca naiba, să zicem, turnul pe la mama naibii, chipul să atace acest pion, după turn de 7 poziția ta cu negru chiar începe să devină periculoasă. Dar Hans Niemann joacă foarte bine aici turn C7, asigurându-ți controlul pe moment al linia 7. Turna 8, din nou nu pot să înțeleg manevra următoare a campionului mondial, însă trebuie să-i dăm, ca să spun așa, crezare.
normal și calculatorul zice aici că se impunea F3. Urmat eventual de E4 să centralizez nebunul aici, care este clar superior calului din C6. Dacă cumva aici, să zicem, încerci să joci cal C6, îți schimbi nebunul pe acel cal și finalul de tur nu este egal. Dar Magnus Carlsen încearcă să provoace înaintarea acestor doi pioni negri. Deja că turn A8, A6, turn B8, F5. Cel puțin pe moment, acest pion din B7 este apărat de două ori. Turn E8 atacă pionul din E5 acum, dar evident că ăsta împinge. Și cred că fiind, ca să spun așa, foarte încrezător în forțele lui, Magnus Carlsen forțează aici și rău face. Deci cu turn de 8, calculatorul spune că poziția asta ar fi fost egală, dar el joacă aici G4, care, pe bună dreptate, este o greșeală. Pentru că după turn C5, Bibi, aici începe Magnus Carlsen să-și dea seama, ca să spun așa, de pericolul care îl paște. Nebuna 2, cal C4. Acest cal vine la viață. A4, din nou, de neînțeles de ce Magnus refuză finalul de turnuri, în care din nou ar fi avut o șansă destul de mare la remiză. Nebun C4, turn C4, GF5, B5, turn B8, turn A4, turn B6. Da, turn A3, dar rege D2. Da, calculatorul zice că negru are avantaj, dar insuficient totuși pentru victorie. Și nu îl văd pe Magnus Carlsen pierzând un astfel de final. Turn A4, rege E3, B4, rege E4, A5, rege E5. Nu îl văd pierzând pe Magnus. Turn A2, E4. Turn F2, turn B5. Trebuie să vin apoi H4. Cum mă bas aici? Încă o dată, avea obsesie pentru acest nebun. Și Magnus Carlsen refuză. Joacă A4, să nu piardă pionul din A3, cal D6. Turn E7, bate, pur și simplu. Turn D7 și acum vine o mutare care precis lui Magnus Carlsen i-a scăpat din vedere, pentru că el se gândea că stă bine aici, chit că are doi pioni minus, calul ăla care susține apărarea pionului din F7 este atacat acum, dar nu vede bomba asta, E3. Și în ce se concretizează bomba asta, ca să spun așa? Că la F3, cum a jucat în partidă, urmează cale 4. Și aici stai pe mari, mari bombe. În partidă el a jucat rege F1. Dar vreau să înțelegi, să zicem că eu nu joc rege F1 cu o altă mutare de genul turn D4. Păi pierzi nebunul din A2 după șah, turn D1, turn D1, rege D1, cal C3. Și n-ai cum să prinzi acest cal. Dacă vii la B3, fuge pe aici. Dacă vii la B2, fuge pe aici. Și practic rămâi cu un cal în minus. De aceea în partidă, după acest cal E4, încearcă rege F1, șah, rege G2, turn C2, nebunea pe F7. Am luat și eu un pion. Și am menin să plec cu acest nebun, să-ți dau șah prin descoperire, să zbor turn. Turnea pe E2, șah, rege G1, hai să facem remiză. Aici ceva de neînțeles pentru Hans Niemann, care repetă odată poziția, deși cel care era în criză de timp tocmai nu se era. Deci turne 1, rege G2, turne 2, rege G1, dar acum fuge, rege F6. Cred că să-și limpezească lucrurile. În sfârșit, finalul ăsta este așa de complex și de greu pentru noi începătorii, că adică
E, de exemplu, acest nebun de 5 este tratat ca fiind greșeală de către calculator, care spune că cea mai bună șansă de supraviețuire pentru alb ar fi fost turn ia pe B7. Și la cal G5 să joci, singura mutare care menține echilibrul aici ar fi fost nebun H5. Cum, Doamne, iartă-mă să vezi o asemenea mutare? Și după cal H3 sau cal F3, hai să zicem cal H3, rege P1, turn P2, rege 1, rege G5, să joci nebune 8. Și calculatorul zice că în fond și la, adică când bați, îți dau șah și pe urmă îți iau și o H6-le. Cum să vezi ca om așa ceva? H5 nu pot să joci, îți bat. Deci îți bat acest pion și ăsta, deși este liber și la 3 pași de transformare, nu poate fi transformat. Da. Nu sunt de acord. Fac greu. Deci încă o dată, rege pe 6, Magnus joacă mai uman. Nebun de 5, turn de 2, îl leg, șah, rege G6, turn de 7. Mă gândesc că poate ți-l bat pe asta. Nu? Înainte nu puteai să-l bați, că ai fi rămas cu turnul în aia. Cal G5. Nebun F7, șah. Da, nu ți-l iau. Rege F5. Joci turn de 2, am cal F3, șah și tură. Și așa să și joacă. Turn de 2, cal F3, rege G2, cal de 2, A5. Stai că ți-am blocat pe ăștia 2 și poate mă pun odată cu nebunul pe diagonală mare și pap și mă pomenești cu un pion liber aici. Da, da, una la mână, ăsta e pe negru. Deci este o țintă ideală de atac, a doua la mână ți interzic nebun de 5 cu rege E5. Deci, într-adevăr, puștanul ăsta joacă acest final magistral, ca să spun așa. Rege G3, șah, rege F2, rege G4, cal H2 ar fi fost. Rege F2, tot cal H2, E4. Asta e o încercare disperată a lui Magnus, ca să-l păcălească pe puștanul din fața lui, pe ideea că până la urmă vreau totuși să-ți iau acești doi pioni, poate mă pomenesc cu pion liber aici. Și după rege E4 joacă nebun E6 cu tempo, dă în acest pion și pe urmă va juca nebun C8 și ți curăți păști. Rege F4, nebun C8. Cal F3, Hans Timan zice, bine, sunt de acord. Ți dau pe ăștia doi, dar ți-l iau pe ăsta care e pe negru, n-ai cum să-l acoperi. Nebun B7, cal E5. Nebun A6, cal C6. Și practic negru rămâne în final cu doi pioni în plus și câștigă partida după. Nebun B7, cal A5, nebun D5, zici, păi ți-l fac pateu. Da, mă doare undeva. H5. Nebun F7, H4. Nebun D5, H3. Și Magnus Carlsen cedează. Bun, asta a fost lecția pentru azi. Vă urez o după amiază plăcută. La revedere!